Salut, Dica, ai părcat. Se pare că ne vedem din nou. Și doar pentru tine, în aceste zile, mi-am dat toată silința în a crea o băutură demnă pentru această competiție. Totul începe la 1300 de km distanță de Cluj-Napoca, regiunea Fujian, din China. În această regiune se cultivă unul dintre cele mai deosebite ceaiuri negri din toată lumea, Lepsang Sushang. Acest ceai este unic și deosebit datorită faptului că frunzele după recoltare se usucă deasupra unui foc de pin, ceea ce îi conferă acestui ceai un gust dulceac și note complexe de fum. Dicaipăr a onorat acest ceai creând un lichior, din care voi folosi 20 de mililitri. Voi continua cu 40 de mililitri de Dicaipăr Grand Genever, care este băutura tradițională olandeză, pe care am învechit o timp de 3 săptămâni într-un butoi mic de lemn de cireș. Deșuri de homemade bitter de șofran și cuișoare, urmat de 20 de minute de sirop de bere stout. Am făcut acest sirop cu mâinile mele folosind o parte de bere stout și o parte de zahăr. Am încălzit berea stout la foc puternic și am adăugat treptat aceeași cantitate de zahăr. 40 de minute de bere neacidulată de ghimbir, pe care am denumit-o Ginger Beer 207, am descoperit această rețetă în cartelul Del de Groove, The Craft of Cocktail, la pagina 207. Și mi s-a părut cumva firesc să fac acest lucru. Iar pentru un balans corect, 20 de ml de fresh, proaspăt de lămâie. Voi adăuga gheață. Și voi carbogasifica băutura mea în Berlin Shaker. Voi agita riguros. Și voi îmbutelea băutura mea într-o mică sticluță. Imediat după îmbuteliere o putem depozita în frigider sau pe bar într-o faperă cu gheață, o putem desface și o putem servi direct din sticlă sau alături de un pai. Pentru toate aceste opțiuni vă prezint băutura mea. Tea Bottle.